vă îndemn, așa cum scrie psalmistul, în mod repetat, de data asta din 148, lăudați pe Domnul. Aleluia. Și între cei chemați să laude pe Domnul, conform versetului 12, tineri și tineri. Voi obișnuiți să lăudați pe Domnul fiecare zi? Spune Scriptura că Dumnezeu merită să fie lăudat de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Tot în psalm este scris că unii au acceptat și au înțeles chemarea aceasta să laude pe Domnul și noapte, să o ia înaintea zorilor. Dar tot în Scriptură este scris, citesc din psalmul 33, oamenilor fără prihană, așa devine cântarea de laudă. Adică Dumnezeu se bucură la orice oră să fie lăudat, că în cer oricum este lăudat în permanență, dar primește lauzele numai din partea celor care sunt fără prihană, neprihăniți. Rețineți expresia asta, că mai târziu ne întâlnim cu ea. Pentru toți care sunteți prezenți aici, vă doresc astăzi și ce n-ați cerut. Că e biblic și asta. E scris, vă amintiți unde? Că Dumnezeu face mai mult decât cerem sau gândim noi. Aveți astăzi aici o temă. Așteptările Lui și așteptările ei. E bine că gândim așa, pentru că în lumea noastră nu se mai știe care El și care ea. Și dacă nu, cumva El vrea să devină ea și invers. Dumnezeu, Creatorul, a creat parte bărbătească și parte femească. Nu sunt interschimbabile nici cu niciun fel de operație, oricât ar fi de avansată medicina, genetica. Și a făcut Dumnezeu, ne spune Solomon Eclesiastul, nu mai poate fi nici adăugat, nici scăzut, sau dacă încercăm să adăugăm ceva, spunea Solomon, adică a spus Domnul despre Solomon, că nici el în toată înțelepciunea lui n-a putut să se compare cu ceea ce este natural. Să știți că întotdeauna artificialul este inferior naturalului. Asta din toate punctele de vedere. Ce e natural și creația lui Dumnezeu este mai frumos și mai desăvârșit. Și aici în lumea aceasta, dar în veșnicia viitoare, așa cum ați cântat despre paradis, să vă ajute bunul Dumnezeu să ajungem, să ajungeți acolo. Amin. Amin. Referitor la așteptări, dacă să avea și Biblia, m-aș bucura, altfel e cam greu să faci școală cu elevi sau studenți care n-au nici cărți, nici caricaturi. Dar încercăm. Cred că mai întâi ar trebui să facem referire la așteptări comune. Suntem toți oameni, avem lucruri specifice, cum deja am punctat, ca bărbați și femei, ca băieți și fete. Dar în Hristos, de exemplu, este scris că nu există bărbați sau femeie, așteptări referitoare la mântuire, la veșnicie, sunt comune, pentru că acolo, spunea Domnul Iisus Hristos, citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 20, versetul 34, fiii veacului acestuia, între care și noi, ca oameni, pământe, se însoară și se mărită, dar cei ce vor găsi vrednici și să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, că nu vor fi fii ai învierii. Vreți să fiți fii ai învierii? Așadar, așteptări comune. O primă determinare și întrebare pentru voi. Aveți, în primul rând, așteptări eterne sau așteptări efemere? Adică așteptările voastre vizează eternitatea sau numai viața aceasta trecătoare? În viața aceasta trecătoare, cam cât trageți voi nădejde că veți trăi? Care s-a gândit că trece de sută? Hai, mâna sus! Unul a străbunicul meu, din partea tatălui și respectiva mamei lui, a trăit 104 ani. Între 1849-1953, dar s-au chiar și el. Rar avem oameni care trec de 100 de ani. De ce nu trec? Pentru că Dumnezeu a stabilit
la un moment dat în istorie, limita 70-80 de ani, ceva aluzii la 120, dar cam pe atât. Așteptările eterne vizează Împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Dar pentru aceasta îți trebuie credință. Înțelegere că Dumnezeu are și o veșnicie. Mi-am inteles că discutam odată cu un elev de la liceu și l-am întrebat ce își dorește. Și a spus niște lucruri materiale. Și l-am întrebat, dar nu ai vrea să aspir la lucruri cerești? Da, dar mie trebuie asta. Dacă e vorba de așteptări, eu vă propun să privim lucrurile de la capătul celălalt, nu de la ăsta subțire. Că ceea ce avem aici este foarte trecător. Spune Scriptura, în Efeseni, capitolul 11, tinerețea și zorile vieții sunt? Vă amintiți cine a zis în Scriptură? Eu sunt tânăr și voi sunteți bătrân. Cine știe? Nu știți? A zis cineva, eu sunt tânăr și voi sunteți bătrân. Elihu, așa. Să știți că nu multă vreme puteți spune eu sunt tânăr și voi sunteți bătrân, că tinerețea trecătoare. Degeaba vreți voi să vă agățați, că vă împing alții de pe treabă. David spunea la rândul lui, am fost tânăr? Și am bătrânit și hai să îmbătrânești. Dacă nu îmbătrânești, mor de tânăr. Să-ți dorești doar acum? Doar imediat? Asaf în Psalmul 73 s-a izbit de problema aceasta. Am văzut oameni care au împlinit imediat. Terestre. Și scrie el de la versetul 3. Mă uitam la fericirea celor răi. Poate vă uitați în jur la cei necredincioși. O să fie aici voi 400, dar România, chiar dacă semenați mulți copii, sunt mulți alții de. Trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințe omenești, nu sunt loviți. Mândria le slujește ca salvă. Li se pulbucă ochii de grăsime, râd, vorbesc cu răutate și înalță gura până la cerul, limba de cutreire în pământ, aleargă de lumea la ei, au popularitate. Și spun ei, ce știe Dumnezeu? Aici, acum, cum sunt ofertele? Ia credit, să ai astăzi. Nu contează că te mai descurci mâine. Gustă! Și spunea el, deci ce spune, dacă aș vorbi ca ei, ar semna să nu fi creșut neamului copilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri. Dar la oameni cu împliniri imediat. Versetul continuă. N-am priceput, dar vladnică mi-a fost rugat. Până ce am intrat în Sfântul locaș al lui Dumnezeu și fie că astăzi la biserică unii să se lămurească, și-am luat seama la soarta de la urma celor răi. Adică am pus binoclul, telescopul să văd puțin mai departe ce urmează. Fericire, fericire, fericire și apoi mormântare și cam atât. Este un ospite. Sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit de praste, ca un vis la deșteptare. Ceea ce e efemer nu face mai mult decât un vis. Acum la tinerețe poate viața vi se pare lung. Întrebați toți bătrânii și o să vedeți că la capăt celălalt să vedeți scurt. Când mi se amărea inima în mine, adică atunci când vedea realizările imediate de altora, mă simțeam străpus în mărântaie, până să mi-am dat seama mai apoi că eram prosperă de care eram contăbitor. Adică numai animalele sunt destinate să aibă împliniri imediate și efemere. Ele nu au promisiune la rai. Nici un cățeluș nu-i pentru rai. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine am altul în cer afară de tine și pe pământ nu găsesc plăcerea nimeni decât în tine? Carnea și inima pot să mi se prăpădească. Adică iau un calcul aici să nu mă aștept la nimic. Însă, cât pentru mine fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul fac locul meu de adăpost, pentru că Tu mă vei primi, mă
mă vei călăuzi și voi ajunge în slavă. Dumnezeu să vă ajute așa să gândiți. Și dacă veți gândi așa, știți care vă va fi așteptarea numărul 1? Fetelor, să fiți mireasă sus, nu jos. Jos nu știu dacă o să fiți toate mirese. Asta nu că mă gândesc eu că nu vă măritați. Poate vine Domnul și nu mă apucați să vă măritați. Vă spun eu că ar fi mai fain să prindeți bun de numai sus, nu și jos. După nunta asta de jos vin necazurile vieții. După cea de sus, nici pomeneală de necaz. Aveți așteptări cu privire la nunta de sus? Tinerilor, voi vizați nunta aceea de sus? Vă frământă paradisul sau numai când e câte o cântare despre paradis? Ați visat careva între noi cu paradisul? Vă plac citatele din Scriptură care fac referire la astfel de așteptări? Hai să vă citesc eu câteva. Poate vă încânci. O vorbă înțeleaptă spune, dacă un om este cât de cât cu minte, nu îl scoate din coliba lui, fă-i alături un palat și se mută singur. Așa că întâi vreau să vedem ce așteptări am putea să vedem de la palat. După aia nu am și la colibă, că până la altă suntem pe aici. Doi Petru, capitolul 3. Citesc de la versetul 11. În versetul anterior scrie că oamenii cred că lumea asta o să curgă tot așa. Rectilin uniform. Nu. Și la potop a fost stopată istoria și a fost o distrugere. Va veni ziua Domnului, totul se va modifica, totul se va distruge, versetul 11, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Efemer sau etern. Ce fel de oameni trebuie să fiți voi prin proportare sfântă și evlavioasă, așteptând, e vorba de așteptăm, nu? Și chiar grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care celui aprins se vor pieri, trupurile ceresc vor fi de căldura focului, și pământul cu tot ce este pe el va arde, spune versetul 10. Versetul 13. Noi, deci, după făgăduința lui, nu suntem utopici când așteptăm așa ceva. Ne-a făgăduit Dumnezeu. Amin. Și zice Petru, 2 Petru, 1 cu 4, că făgăduințele lui sunt nespus de mari și scumpe. Așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui. Neprihănirea, starea de care vă spuneam eu că îi primește Dumnezeu cântarea dacă o avem. De aceea, previților, fiindcă așteptați aceste lucruri. Și acum întreb, potrivit cu tema dumneavoastră, astea sunt așteptările lui? Un cer nou, un pământ nou, sunt și așteptările ei? Auzi, când va fi să te căsătorești, să o întreb, să nu uiți de lecția asta. Să o întreb, ai așteptările acestea? Sau visezi casă și mașină numai. Vezi ce viziune are. Scrie în Evrei 11 cu 13. În credință au murit tot aceștia fără să fi căpătat locurile făgăduite. Doar le-au văzut. Le-au urat de bine de departe mărturisind că sunt străini și călător pe pământ undeva într-o gară. Se lăuda un om bogat că are asta și are asta și cealaltă. Oare cum a fost indignat interlocutorul pentru că el nu avea atât. Și l-a întrebat, da, știu eu dacă e drept că le ai sau nu le ai, unde sunt? Arată-mi-le. Păduți-le arată că sunt în călătorie. Și a zis celălalt, vezi, tocmai asta e problema și eu sunt în călătorie, de aia nu le am. Da. Tot în ideea asta, citeam undeva că a fost o discuție, un englez a vrut să fie gazdă bună, dar în același timp și mândru. L-a trecut pe un neozelandez, pe la Palatul Buckingham, pe la Regina, pe la Down Street, pe unde guvernă, pe acolo. Ai tu așa ceva? Și neozelandezul spunea la tatăl meu, e mai frumos. Și s-a indignat englezul. Unde? La voi nu aveți așa ceva în Noua Zeelandă. Zice, dar tatăl meu nu locuiește în Noua Zeelandă. Numai eu locuiesc în Noua Zeelandă, dar nu pentru multă vreme. Și tatăl meu o să mă cheme la el acasă.
acolo palatul, tot ce pe pământ e destinat distrugerii, mai degrabă sau mai târziu, inclusiv trupurile dumneavoastră, sunt materiale consumabile. Ce rămâne are valoare. Amin? Dacă așteptăm acele lucruri, ferice de noi. Hai să amintim și alte versete despre astfel de așteptări binecuvântate. Spune Scriptura în Întit, capitolul 2, citesc versetul 13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavii Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Îl așteptăm? Dragii mei, conștientizăm noi când cântăm cântarea în orice seară? El te chem iar, oare drept ce spunem noi sau nu-i drept? Chiar îl așteptăm în fiecare seară? Chiar e valabil ce scrie, de exemplu, în Psalmul 130, am putea și noi să afirmăm aceste adevăruri, așa, cu inimă sinceră, ușase, sufletul meu așteaptă pe Domnul. Mai mult decât așteaptă străjerii dimineața, dar mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Și atunci astfel de cântare, nu? Mai mult decât așteaptă. Noi suntem mai bogați ca psalmistul, autorul, ca scorversul și noi cântăm. Da. Fie ca așteptările noastre a tuturor să fie mai întâi cele de sus. Nunta aceea binecuvântată și slăvită. Ce frumos va fi acolo. M-a sunat cineva din America și-a povestit cazul unui tânăr de 21 de ani care, într-un accident de motocicletă, a murit. Mama lui a suferit foarte mult și a vrut să-l mai vadă o dată, să audă ceva, să știe ceva. Și Domnul i-a gândit harul, nu reține amănunte într-un vis sau cum l-a văzut și se făcea că l-a pipăit așa ca o mamă, l-a luat în brațe. Și i-a zis, dar unde sunteți? Și l-a zis, noi așteptăm. Unde? Într-o parte a cerului. Dar ce-i pe acolo? Noi nu știm că așteptăm, nu putem să umblăm peste tot. Dar un lucru se știe oriunde în cer, că se fac mari pregătiri pentru o anumită. Oare noi care încă suntem în viață conștientizăm? Domnul nostru vine, Iisus este gata. Și la fiecare când vine ne va da răsplată. Toate așteptările pământești, chiar dacă le avea împlinite până la ultima și cu peste și cu super, cu the best, cum ar place să spunem. Dacă atunci când vine Domnul nu vei avea parte de venirea sa, tot ce rămâne e o tragedie și mai mare. Bunul Dumnezeu să vă cerceteze mai întâi așadar cu o viață sfântă. Că n-are rost să visăm la rai dacă nu suntem pregătiți pentru aceasta. Spune Scriptura Apocalipsa 19, să ne bucurăm și să ne veselim că ce-a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Acum bănuiesc că 90% sunteți aici necăsătoriți, așa-i? Ei, atunci ascultați-mă ce vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 7, cum ar trebui să fie relația voastră cu Domnul ca să fiți sigur că veți avea parte de aceste așteptări și împliniri eterne. Mai întâi pentru băieți. 1 Corinteni 7, versetul 32. Cine nu este însurat, și voi știți, fără să vă confundați, mâna care este însurat, da? Se îngrijește de lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnului. Care vă sunt unghiile necirile voastre spirituale? Fetele, versetul 4. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă. Iată unde sunt sfinți. În adunările noastre, da? Și cu trupul și cu Duhul. Și spune versetul 5, pentru oamenii categoric, băieți și fete, că în perioada asta ar putea să trăiască frumos și să slujească Domnului fără piedici. Că
n-au copii, n-au responsabilități, e soț, soție. Dacă am fi convocat aici, poate de o vârstă cu voi, dacă să doriți. Unele n-ar fi spus să vină că sunt sărcinate, altele calărtează, alții că au alte și alte datorii familiale. De voi sunteți liberi. De aceea, în perioada de dinaintea căsătoriei, e cel mai propice timp să te pui într-o relație bună cu Dumnezeu și să ai așteptări și perspective eterne. Amin. În Scriptura vă citesc și din Efeseni, capitolul 5, cu siguranță, un text care l-ați auzit voi nouă dată la nunți. Scrie aici despre mireasă, cum ar trebui să fie, și aici ne încadrăm toți, prostine, 27, ce-și dorește Domnul să împățișeze înaintea lui această biserică. S-a spus că sunteți din 30 de biserici, în fond este una a Domnului, da? Așa am fost repartizați pe cetăți și sate. Slăvită, fără pată, fără zbârcitură, sau altceva de felul acesta și sfântă, și fără priată. Cum ai luat dumneavoastră, tineri, îmbrăcați, frumos, dar dacă ar fi să am o vedenie și să vă văd spiritual cum arătați, ce-aș avea în față? Fiecare se știe pe sine cum arată, așa? Dumnezeu ne știe și mai bine, da? Întrebați-vă întâi care este frumusețea interioară, că frumusețea exterioară nu-i mai aducă decât pielea. Frumusețea interioară, ascultați-mă ce vă citesc din 1 Petru, capitolul 3. Scrie ceva despre fiicele Sarei. Știți că în Raiva a stat la masă Avram, Isaac, Iacob. Și după părerea mea, cel mai nefericit va fi atunci Saul. O să spun, uite, acolo e bunicul, e tata, e frate meu geamă și eu n-am proclamat. Pentru că Esau n-a avut decât o perspectivă efemeră. Mi-e foame! Dar trebuie de tine, spun, nu mă interesează. Acum aveam. Nu mai pot posti nici până de seară. Acum. Scrie că era rupt de oboseală. Și am întrebat, am puțină logică. Chiar credeți că era atât de flământ și atât de rupt de oboseală, cât imediat după ce a mâncat, a plecat la vânătoare? Dacă era chiar așa obosit, se putea să pui și nu pleca la vânătoare. Și mai am o întrebare. Cine credeți că a fost mai obosit, mai extenuat? Esau atunci când și-a vândut dreptul de dinăscut? Sau Iacov înspre dimineața aceea când după o luptă cu îngerul a zis, nu te las până nu mă binecuvintezi? Vă aduc în actualitate, că și cu o zi înainte am foarte multă treabă să împartă animale, să pregătească darurile sau să aranjeze taberele. Și de acum a obosit. Nu Iacov era și mai bătrân după o zi de trudă și o noapte de nesomn? Și a zis, nu mă las, vreau binecuvântare. Iată de ce Dumnezeu pe unul l-a ales și pe celălalt l-a respins. Că unul a primit doar ce e acum, să gust, să apuc. Pe când celălalt a fost gata să renunțe și să se lupte, să dovedească ceva mai târziu. Și scrie aici, în 1 Petru, capitolul 3, de lucruri care au valoare înaintea lui Dumnezeu. Citiți versul 3, podaba voastră nu fie podaba de afară, care stă în trei aspecte. Păr, aurituri și haine, și să fie omul ascuns al inimii în curăția neteritoarea unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. O, de-ar fi fetele noastre așa. Că vorba unui frate a zis, toate fetele par bune, dar de unde este vestele aia? De la acele fete care n-au perspectivă eternă. Că fetele care au perspectivă eternă se vor sili să fie sfinte, blânde, plăcute Domnului. Cum m-a spus și dacă nu prins mult de aici, mare pagubă nu-i. Dar sus, să nu ratezi. Băieți, vă îndemn să luați ca model pe Domnul Iisus Hristos. Și veți fi cu siguranță la nunta Lui. Mărit să fie Domnul.
Oare am reușit puțin să vă ridic privirea mai sus? Să vă ridice Domnul prin credință. Să puteți vedea peste tot ce se arată la orizont acii. Puțin mai sus, bătaie lungă, spre lucruri care nu pierd. Și chiar dacă ar fi să pierdem ceea ce este efemer, înțelept este omul care dă și nu se poate păstra, să cumpere ce nu se poate pierde. Doamne, ajută-ne! Amin! Deci, dacă ar fi acum să vă întreb ce alegeți, efemer sau Edem, votați toți pentru Edem, da? Dar să fie așa? În al doilea. Păi cum tot ca așteptări comune, înainte de a aștepta ceva de la ea sau de la el, te întreb, ce aștept de la tine? De la tine ai așteptări? Ce ți-ai propus? Ai realizat? Hai să citim din Scriptură în Efeseni, în Coloseni, capitolul 3. Un verset. Da, citim și versetul 10. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se numește spre cunoștință de chipul celui ce l-a făcut, și 12 astfel, dar ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-i voi cu inimă plină de bunătate, smerenie, blândețe, de lungă răbdare. Cu cine să încep? Cu băieții? Voi sunteți băieți de caracter. Dacă scăpați vreo minciună, vă doare? Aveți integritate? Reușiți să vă controlați poftele tinereții? V-ați dorit de bună seamă o fată, fată, nu? Dar tu ești băiat, așa. Înainte de a te uita pe geam, uită-te în oglindă. Cântărește-te bine înainte de a pune brațe pe cântar. Fii realist. Gândește-te ce ai creonat până acum în viața ta. Spune Scriptura, în Timotei, epistola care ar fi bine să o citiți, e preponderent adresată tinerilor, 2 Timotei 2 cu 22, și asta să vă fie ușor de ținut minte. Înainte de a vrea să fii 2, citește bine 2 cu 22. Fugi de poftele tinereții. Fugiți sau nu fugiți? Și urmărește neprihănirea. Vă tot aminteam și o să vă amintesc până la urmă. Credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul într-o inimă curată, cum bine ați făcut că ați venit și astăzi aici. Luptați-vă să dobândiți astfel de calități. Luați Scriptura. Oare e cineva care nu citește regulat Scriptura? Cartea asta face din voi oameni. Spune Scriptura, rămân cu Biblia deschisă tot aici, 3 cu 15, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune de gândire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună, fie și căsătoria lucrare bună. Sau 2 cu 21 scrie aici, dacă cineva se curățește, și fiecare știe viciile lui. Eu obișnuiesc să spun la tine, sfințiți-vă înainte de a intra într-o relație potențială de căsătorie, să nu mai afli și celălalt ce... și cum ai fost. Și apoi, dacă unii nu se pocăiesc până se căsătoresc, le spun măcar, hai acum, regim de o viață, să nu mai afli și copiii cine a fost. Hai!
Dar la unii trebuie să le spun și mai târziu, măcar să nu mai afle nurorile și nepoții. La tinereții cazul depărtează răul din trupul tău. Luptă-te cu tine însuți până ești în depline facultăți. Până ești în putere. Amin? Fetelor, dacă aveți, ca să fiu practic, invidie, gelozie, duc de clevetire și toate celelalte, nu stați de păsătoare, repede, că tinerețea trece. Stați înaintea Domnului, rugați-vă, postiți, până vă propuneți, nu mai mă cer cu surorile mele, nu mai răspund o vorbă nepotrivită la mama, nu să-i mai permit vreunui băiat să flirtez. Vreau să devin o sfântă. Și dacă nu mă pețește nimeni, să știu sigur că sunt a Domnului și că mă iubesc. Pentru că în societatea noastră, așa între oameni, vorbind fără concepte spirituale, fiecare are așteptări de la celălalt. Să-mi dea, să fac, e dator, dar de la mine însuși care îmi sunt așteptări? Mă lupt eu cu mine? Apostolul Pavel peste ani spunea, mă port aspru cu trupul meu, ca să-l țin în stăpânire. Cine nu-i stăpân pe sine, spunea Solomon Eclesi, că în proverbele este ca o cetate surpată și fără zidul. Dacă n-ai control asupra mea, dacă nu poți să te înfrânezi, dacă nu poți să fii un om de cuvânt, un om cu calități, un om bun, așa ceva caută Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Ce aștepți așadar de la tine? Și trec mai departe, pentru că oarecum vom avea de face aceste lucruri. Trec mai departe la ce vă interesează pe voi. Care sunt așteptările lui? Acum, care sunt așteptările lui să-i spun lui sau să-i spun ei? Băieți, ce vreți? Da, voi mă auziți ce spune. Frumusețe sau fidelitate? Le-am zis cu aceea titlă să vă fie mai ușor de ținut minte. Frumusețe sau fidelitate? Mă doresc. Niciodată pe Xiaomi cal nu pot să stea doi în față. Citim din Proverbe 31, acolo de unde ați ales voi motoul. Versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? De data nu vă lăudați că n-ați găsit-o. Sau cel puțin dacă ați găsit-o, n-aveți dovezi că e așa. Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Versetul 30. Dezmierdere sunt sănătoare și frumusețea este deșartă. Care femeie nu face riduri? Care nu îmbătrânește? Mai încearcă mult sau multe după cum le poartă firea cu vopsele sau podoabe să-și ascundă îmbătrânirea, însă orice câtă farbă pui pe trupul ruginit, n-ai să pot ascunde totul să arate tineret. Prădătorii fără milă spun oameni adevărul, ridurile de pe față, vocea răgoșită, părul și atâtea chinuri și alte rele. Vorba noastră românească, ne slăbește pietri cu rele, spunea poetul. Asta e realitatea. Nu mai el trecea pe stradă, îmbura ca o rândurică și apoi când bași de seamă, vezi o beată bătrânică. La o femeie de vreo 40 de ani, am sosit o altă femeie comerciantă, ambulant, cu niște malefii care ar ascunde în bătrânire. Știți cum vine cu reclamă, cu ofertă curată și a făcut-o să semneze contractul, să plătească prima rată, se gândea ea că va fi mai plăcută înaintea soțului. Apoi s-a gândit la costuri, la cheltuieli. Ce fine a participat la o conferință cu surorile și o bătrânică, toată riduri pe față, dar cu un caracter nobil, le-a învățat cum ar trebui să fie de fapt o femeie ca
ca să placă și Domnului de sus și Domnului de jos. Și Sara vânea pe Avram Domnului ei. L-a întoarce spre casă, zice soțul, așa mai cu sfială, zice, am făcut am cumpărat ceva și nu ți-am spus, dar eu am pus Sara frumos înaintea ta, dar el zice, dar ți-am făcut eu vreo observație, mai am zis vreodată pe mine zicând că ți-a apărut un ritm pe față. Și zicea ea, și dacă îmi spui, nu m-ar deranja, dar un singur lucru mi-aș dori, când o să fiu bătrânică, să am un caracter cum am femeia asta. Ei, toate bătrânele astea o să fie în ziua veșniciei mai frumoase decât toate mis. Voi ce și cum doriți să fiți? Voi ce căutați? Proverbe 11:22, femeia și frumoasă și fără minte, cum este? Nici nu-mi place să spun cum este. Este și nu mai este. În Proverbe 31 scrie aici că o femeie cinstită ar fi mai de valoare. Cu cât mai mult, cu cât avem de-a face cu o lume atât de infidelă. Acum nu mai se pune problema doar la o întâlnire live. Acum virtual se oferă orice. Și te poate trăda. Mi-am gândit că mă duc la spital să vizitez pe cineva și în curte nu e o fată, pus, era îmbrățișată cu cineva, l-a sărutat, s-a despărțit. Eu m-am plecat, m-a depășit așa și undeva la etajul întâi întâlnește pe altul, iară s-a îmbrățișat, s-a sărută și pe asta. Aia, din curte. Cam așa e lumea asta. O infidelitate la fiecare 50 de metri. Ascultați-mă bine ce vă spun. Vă citesc din Biblie. Aici este adevărul. Proverbul 18:22. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Dar cine scrie una frumoasă? Pentru că Solomon a fost tampățitul. A căutat 1000 după frumusețe și a zis că n-am găsit. Este un har pe care îl capătă de la Domnul, 19:14, partea a doua. O nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Vedeți de ce le-am învățat întâi pe fete să fie a Domnului, ca să aveți, ca să aibă Domnul Dumnezeu să vă dea vouă daruri. Că zice o altă poezie. Cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă? Cine oare dintre tineri nu vrea o mireasă? Cine e sărac sau putere de bogat să fie, nu se întreabă văzând fete, cum va fi a mea soție? Fii oare ea frumoasă? Știi oare să gătească? Sau va fi o pierdevară și o parvă în casă? Toate aceste gânduri sumbre fac în inima de tânăr urme adânci cu grele umbre. Însă nu uita, copiile, tinerețea, să-ți închin cerul ce din veșnicie poartă grijă de-a lui fii. Că ce vezi, tot te înșală. Ce găsești, e o poamă amară. Mai amar decât chinul, căsnicia o să-ți fie, dacă nu-ți închin tu viața tatălui din veșnicie. El a zis că o să-i facă omului așa soție, încât să se potrivească în a sa călătorie. Și începând cu Eva, atunci încă nu s-a terminat. Fiecare și-a soția ca dar bine meritat. Tot așa a neprihănitul despomenit astăzi. Nu va fi încercat nespus. Și în ziua anunții sale îi va da un dar Iisus. Dar dacă nu ești curat la suflet și nu ești pe bune cu Domnul și n-ai avut așteptări de la tine să devii tu un sfânt, e riscant să te apuci din soare. Și la Pentecostal e riscant. Și dacă întrebi pe Domnul, e riscant. Știți că Dumnezeu vorbește după cum vestea plecarea inimii? Evrei, vă dau exemplu biblic, au avut un împărat. Dar în mintea lor l-au creonat să fie răzdus, bun de război, la asta vrem să ieșim în față, paradă. Și Dumnezeu a căutat în țară, a fost sigur de văzut, care e mai mare, nu? Păi, sau, asta e avortat. Și a fost prorocie că e Saul și s-a tras la sorți că e Saul și când colo, tot n-am înțeles mulți ani de ce Dumnezeu l-a lăsat pe cap atâția ani, nebun cum era, în loc să-l pună pe David, un om după inima Dumnezeu.
Până am dat de versetul care le-a zis Samuel, o să strigați împotriva împăratului vostru și Domnul nu vă va asculta. Voi l-ați vrut, nu mi-l-a după cap. Și tu o vrei? Sau tu-l vrei? Și, cum spunea o soră, ce m-am nenorocit, dar câtă vreme va fi. Eu ce să-ți facă dacă te-ai suit într-un vagon rece? Nu, până la următoarea stație n-am știut cu ce să te ajut. Dar când e următoarea stație? Nu? Plângea, vă dau seama. Fecioria s-a dus. După câtva timp spune, frate, cum m-a căutat alt băiat și cred că e serios, ne căsătorim. Și întreb, dar i-ai spus povestea vieții, da? Noi am spus. Dar când vrei să-i o spun? M-am gândit să nu-i o spun. Nu se poate. Că dacă acum până nu te vei eu și să nu-i o spui și să baschez, viața are așa stări și probleme încât n-ai cum să nu spui. Mai degrabă sau mai târziu, într-o zi de bucurie sau într-una de necaz, tot îi spun. Și mult mai grav, atunci își pierde încrederea în tine. Și așa ai făcut păcătosul, încât vine o vreme care trebuie să spună ce a făcut. Nu trebuie să mă învețe cineva să mărturisească. Aș repeta, așa suntem creați încât păcatul se constituie într-o povară care se adună așa ca un bulgăr de spate se răscobolește și într-o zi nu-l mai poți suporta și simt nevoia să-ți descarci sufletul. Oh, ce frumos ar fi fost să nu fi păcătuit, așa e? Dumnezeu să aibă milă de noi. Sunt șanse și pentru cine a păcătuit, dar v-am spus cu mărturisirea ca Adam. Dar să nu uităm ideea de fond. Deci ce căutați? Fidelitate sau frumusețe? Să rețineți o nevastă bună, numai Dumnezeu poate să vă dea. Dar numai în condiția că starea voastră este bună. Altfel și dacă întrebați pe Domnul, o să vă dea ce vi se cuvine. Da? De altfel, hai să vă dau o imagine simplă. Stați doi în bancă și se dă un test. Un exemplu. Dacă tu nu știi materie, știi copia de la celălalt. Păi, copiat toți copia, că știi scrie, nu? Dar dacă nici el nu știe materie și tu copii greșit, dar tu nu știi materie, tu știi că ai copiat greșit sau nu? Așa că nu știi. Tu n-ai de unde să știi că o fată e mai pocăită ca tine, dacă tu nu ești mai pocăit ca ea. Există un site de consiliere pe dragoste pentru adevăr sau pe resurse creștine, tot acolo cu ce? Și m-am uimit în ultimii ani câte familii tinere sunt falimentare. De exemplu, asta nu de pe site. Cineva am întâlnit undeva și spune o femeie căsătorită de niciun an, de exemplu, frate, soțul meu nu-l pot duce la adunare, nu-i cu rugăciune, acasă e numai cu meciurile. Dacă ceva să-i zic să mă ajute, să agită, e firesc. Vedeam trec. Discut cu el și îl întreb, măi, trebuie să-i spune nevastă. Deci eu așa am fost întotdeauna, dar eu am știut. Și întreb, dar voi, înainte de a vă căsători, ce ați discutat? Păi, ne-am plimbat, frumos ți-s ochii și ceva cadou și... Mi-a scumpărat calul după șaua. Și acum vrei să călărești, nu? Îi merge multă vreme pe dest. Da, da. Fidelitate nu poate să existe numai la oameni spirituali. De aceea vă îndemn, dragii mei, dacă e vorba de o fată, nu vă uitați cât e de frumoasă, că asta vă fură privirea. Testați spiritualitate. Dar dincolo de testele noastre, rugați-L pe Dumnezeu să vă descopere atât de lucru.
cineva a fost întrebat și uite, l-am zis și aici o provocare, că pe tot e vorba de tematica asta. Cu așteptări și cu cercetări. Dacă cineva îmi poate dovedi biblic, prin exemple sau orice referire, că e corect, e sfânt să fie prietenie într-un băiat și o fată, îi fac cadou o Biblie aurită. Om. În mai multe locuri am făcut oferta asta și nu avem nimeni să-mi ceară. Și totuși, sistemul acesta bolnav și lumesc, înființat de mai cam după al doilea război mondial cu prietenii, asta înseamnă relații irresponsabile, inconștiente, continuă. Cu și rezultate se vede în viața de familie și în rata divorțurilor. Și când am zis odată așa ceva, mi-a venit un bilet. Apropo, și aici aveți voie să puneți întrebări și limita timpului și aluminii de sus, încercăm să răspundem după aceea. Vine un bilet de la o fată, dar frate, cum să mă mărit cu unul care nu-l cunosc? Trebuie întâi să-l cunosc. Și am zis, da, tu ești specialistă. Nu te-ai mai măritat de multe ori până acum, ca să știi cum să te măriți. Eu n-am spus să iei fără să cercetezi și nici ție să iei fata cu ochii închiși. Ți-am spus că Biblia îți oferă consilieri de calitate. Întâi să știi că darurile, fetele bune, sunt la Domnul. De la El poți să le ceri. Apoi, în procesul marital, e bine să-ți angajezi părinții naturali și părinții spirituali, frații de la biserică. Ei sunt calificați, dosarele sunt la ei. Ei sunt ca medicul de familie, acolo știe de ce boli suferă fata asta, băiatul ăsta, ce probleme a avut, ce traumatisme au fost în viața lui sau a ei. Da, cine vrea pe cont propriu, dragii mei, aceste prietenii, fetelor, ascultați-mă, fiți cu minți. Nu odată fiți cu minți. Când un băiat face referire, mesaje, vă invită și odată și încă odată, și nu face nicio referire concretă la căsătorie. Este un băiat ori nepriceput, ori rău intenționat. Nu știu care din asta două, întotdeauna. Un băiat înțelept și pocăit nu face aluzii ca fetele să-și facă iluzii. Îi va spune concret fetei, m-am rugat, am un gând serios, ai dreptul și tu să te rogi, vom discuta, vom dezbate, anunțăm părinții, anunțăm conducerea bisericii și dacă Dumnezeu va voi și ne va da viață, vom fi o familie frumoasă. Dumnezeu să vă ajute. Altfel, dacă durează, ba încă, cum spunea o beată fată, a zis, frate, am un sărut de conștiință, mă întâlnesc cu un băiat, ne întâlnim, eu îmbrățișare, un sărut. Căsătoriți-vă, câți ani aveți? 30 de ani. Și de ce nu fac 30? Zice că n-are încă încredințare. Dar să te sărute, are încredințare. Adică el nu-i sigur dacă vrea să cumpere ogorul ăsta, dar până una altă a pus un pomișor în colțul ogorului. Că poate fi altă. Și s-a pus și a crește. Mi-a spus un frate de Arcii, de la, mai la nord de voi, din Maramureș, e primar și dimineața a fost la primărie pentru a oficializa civil căsătoria și la adunare îmi zice, tinerii ăștia n-au adus un moment inedit. Ce după ce s-a îndeplinit procedura, le-am zis, faceți pe față ce ați făcut pe ascuns. Și ei s-au uitat normal, s-au uitat la mine. Și au zis, să uitați. Și ei au zis, noi nu ne-am sărutat niciodată. Și moment a fost suspans. Pentru mi-a zis, acum sunteți căsătoriți și s-au sărutat și a fost frumos, așa, oficial, pe față. Auzi, dacă tot e vorba că vreți și fidelă și frumoasă, știi care e frumoasă? Pe care n-au pictat-o băieții pe față până acum. Aia e cea mai frumoasă.
care spitale din astea cu, cu microbi. Numai dacă e vreuna care până acum și-a lăsat sărutată, ia bunul Dumnezeu să o spele astăzi. Asta cu o sfântă mărturisire. Știți cum se spală sărutul de pe față? Cu lacrimi. Să plângi. Și îmbrățișările se vindică cu ridicarea mâinilor în sus la rugăciune. Da, Dumnezeu este sfânt. Să nu credeți că convinge noi pe Dumnezeu cu modificări de ultima oră. Da, să trec și la fete să le spun ceva, că trec și vreme. Voi, ce așteptări aveți de la băiat? Să fie bun sau bogat? Bun sau bogat? Deci la voi, fidelă sau frumoasă și la voi, bun sau bogat? Proverbe 19, că sunt cu Biblia aici. Versetul 1. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui. Iar-i cu neprihănirea, da? Decât un bogat cu bunuri stricate și nebun. În stare să ducă o afacere, are bani. 22. Ceea ce face farme cu un om este bunătatea lui. Și mai mult prețuiești un sărac decât un mincinos. Da? Bunătatea de la Duhul Sfânt. Averea poate fi și de la mamona. Nu neapărat numai de la Domnul. Oare veți pricepe asta? Și dacă trebuie să merg eu la cununie cu autobuzul, că n-are mașină nici el, nici tatăl său. Dar dacă va fi un bărbat gentil, care niciodată nu va fi rău cu tine, tu vei fi mai fericită decât toate patroanele. Ascultă-mă bine ce spun. Asta e scris și așa este. Da? Dar pentru asta trebuie să fii și tu ca să ai așteptări. Dar n-a dat Dumnezeu cu unul bun, cu una care cicăierea. Dar spune-le că numai de gură. Uite. Din prisosul inimii vorbește gură. Deci eu știu că aveți așteptări, dar fiți realiști în așteptările voastre. Să vă dau două cazuri din Biblie, doi fii al lui David. Dar nu n-aș citit, doi, Samuel, 13. Și-a pus ochii pe Tamar, sora sa, după tat. Și dacă e vorba de așteptări, vă mai spun un secret. Trebuie să așteptați. Asta nu voia să aștept. În ziua aceea a vrut să o aibă. Și ce i-a spus Tamar? Știți, fetelor, da? A spus, dacă vrei să mă ai, face tata nuntă, că e rege, va fi nuntă regească. Nu, acum. Cine n-așteaptă să nu se aștepte. Țineți bine, ce vorba? Și da, dar a vrut tot acum, fără să mă aștepte. Și după ce și-am plinit așteptările, cum a fost? Discuți, ce dragoste a fost aceea? Luăm pe un altul, la Done. A vrut tron. Și-a găsit câțiva mercenari, sponsorizați, au oferit o masă, a Done este rege. De la ei citire, nu de la Domnul. Că Domnul a spus că Solomon va fi rege. S-a dus știrea, s-au schimbat lucrurile, între timp a fost pe Solomon, evenimentele descrise 1 Împărați, capitolul 1, și ajunge vestea la Adonia. Și se apucă și spune, să mă jure Solomon că nu mă moare, nu mai vreau domnie, numai să nu mă moare. Dar în capitolul 2 scrie că nu s-au vindecat de așteptări nerealiste. S-au dus la mama regelui și au zis, auzi, vreau să-ți fac o cerere. Spune! Vreau cea mai frumoasă dată din țară. Zici, la Solomon să-mi o dea. Eu nu s-a rugat Domnul, că nu era pe bune cu Domnul.
Și mama binevoitoare și la Solomon, uite ce vrea frate, tău, vrea să-i dai cea mai frumoasă fată din țară, că l-a fost căutat, știi, pe deodată, a fost cea mai frumoasă. Bă, cu Solomon, o criză de furie, de nervi. Astăzi moare! Bietul de el. S-a aștepta la tron, nici vorbă, s-a aștepta la nuntă, urma mormântare. Da. Așa că nu vă lăsați furate, fetelor, de materialism. Nu. Țineți la puritate. Țineți la valorile sfinte. Astea să vă fie așteptări. Așteaptă de la soțul tău să fie un sfânt. Și dacă ar fi să vă dau tot așa cu aceea literă să țineți minte, ce așteptări aveți? Astea bivalent. Așteptări economice sau eclesiastice? Adică așteptați ca partenerul vostru să fie implicat în biserică sau să fie doar businessman? Toate afacerile cu vremea vor fi falimentare. Dar locurile care sunt în biserică sunt pentru eternitate. Fetelor, eu chiar că nu înțeleg fetele care se căsătoresc cu un băiat. Mai am și eu doi băieți de căsătorit și caut și eu fete bune. Care n-are nicio implicare în biserică. Nu-i treaba lui nici predica, nici cântarea, nici semne de rugăciune, nici săracii, nici construcția bisericii. Un om care nu este implicat în biserică, în timp, nu doar va avea tragere de inimă să vină la biserică. Și o să vezi apoi cum îi să-ți duci viața cu un om care nu-i lipit de biserică. De asemenea, valabil pentru fete. Scumpa mea soție, înainte să căsători, fusese în misiune în 40 de biserici. Asta vremea comunistă, în 86 ne-a căsătorit. A fost o fată foarte implicată, au curtat-o mai mulți băieți, buni. Dar ea nu un semn înaintea Domnului. Au fost unii care au spus, eu așa, mă din parte în locă, tu vei fi nevasta mea. Și eu spun, trebuie să spună Domnul și mie asta, nu vreau să spun. Eu în biserică am fost mai puțin activ până pe la 21 de ani. Simțeam chemarea Domnului și când m-au pus frații prima dată să predic, povestește ea, nu eram plecat cu grupul de tineri, îmi pare rău de anii care am pierdut. Am fost pasionat, nu neapărat de lucruri stricate, dar așa, de alte lucruri, de alte pasiuni. Când m-au anunțat să predic, tineri dintre ei s-au cotit, s-au șopotit, ce vreau să spun ăsta, că mai mult decât pacea Domnului nu știe spune. Eu m-am ridicat cu emoțiile primei predici și am predicat vreo 30 de minute și la urmă, cum era ea așa îndrăzneață, vine la mine și spune, după cum văd, tu ai o chemare. Am să mă rog Domnul și să văd dacă îmi dă voie să mă rog pentru tine. S-a rugat, dar nu știam de ce ar trebui un plan, că în vremea aceea n-aveam nici o dorință să mă căsătoresc. Și îmi zice, uite, m-am rugat și uite ce cuvânt a fost. Mi s-a deschis Biblia, așa mă gândesc, Efeseni 2 cu 21-22. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al Dumnezeu prin Duhul. Deci o să fim împreună doar în Duhul, deci nu doresc nici vorba de căsătorie. Gata. S-a rugat și ne-am rugat și ne-am rugat. Și un moment dat, cum ne rugam, mai vorbeam, așa ne întâlneam, fără niciun gând de căsătorie. Tatăl ei a văzut și a zis, după cum văd, tu tangențiezi destul de aproape cu băiatul ăsta. În același timp, un altul voia să îi accepte mâna. Zice, auzi, dacă vrei să te căsătorești, nu am nimic împotrivă, dar să se știe, că oamenii văd. Și ea s-a rugat și a zis, Doamne, eu am un semn. M-am rugat 7 ani să-mi dai de la 15 la 22. Vreau un bărbat să predice, să fie pocăit, să predice, să fie bun cu mine. M-a de predicat, predic bun, mă dosilesc. Și am avut un semn înaintea Domnului, trebuie să luați neapărat modelul ăsta. Semnul ei a fost o frază. Pe care cel ce urma să devină soțul ei trebuia să-i o spună în întregime, fără niciun cuvânt lipsă.
Și așa rog, așa spus, Doamne, dacă este Iosif Dumnezeu pentru mine, cum văd că spiritual nepotrivit, eu mi-am dorit predicator și pe cine se dea Dumnezeu la un predicator, dacă nu una care și-a dorit și vrea să-l ajute. Până duminică, dacă îmi spune semnul, mă ajut, dacă nu, cel puțin, numai de la distanță. Duminica, m-am dus, m-am pus pe genunchi, Dumnezeu mi-a spus foarte clar, astăzi la mea trebuie să-i spui soției tale următoarele cuvinte. Am luat-o departe și mi-a spus, Dena, eu cred că Dumnezeu a rânduit ca noi să fim împreună, să slujim Domnului toată viața și să mergem spre împărăția celor ținându-ne de mână unul cu altul. Punct. Asta o fă frate. Niciodată n-a rostit o rugăciune cu voce tare, nu mă aminte. Ea se uite la mine și spune, tu mi-ai spus el în căsătorie mea. Două ore mai târziu, cum ea locuia în curtea adunării, au venit niște frate în grup, în misiune. Și anunță ceilalți, au venit niște frate, dar nu să mergem în adunare să facem o rugăciune. Pe rugăciune se ridică un prop și spune, uite la mine, eram tânăr și eu, 22 de ani, ești că sunt, ai armată, frate? Da. Am văzut că coborât un coș din cer mare cu darul, mâna dat deoparte, de cealaltă am văzut o mână cu femeie. Coșul ăsta nu poate fi de o singură persoană, că a vrut să fie mă ușor. Domnul rânduit să-i căsătorește. Asta a fost a doua ștampilă. Și definitorie. Și de 30 de ani, scumpa mea soție, îmi slujește. Înainte de a fi toate astea ce m-a spus, doar în perioada în care m-a ajutat, am fost în misiune, dar nu aveam niciun gând în perioada aceea, am fost din la rugăciune la Oradea și am avut un cuvânt, așa, o prorocie. Ascultă, fică, binecuvântarea vreau să-ți o dau cum ai cerut-o. Dar să știi că în viață vei avea o cruce de dus, că va trebui toată viața să nu te prețuiești pe tine și să prețuiești lucrarea Domnului. Dar se merită să prețuiești lucrarea Domnului. V-aș dori, dragii mei, să aveți întâi așteptări eterne. Să aveți siguranța că numele vostru este scris în cartea vieții. V-aș dori apoi să aveți așteptări, autoașteptări, să le numim fiecare, să aștepte de la sine la acest sfârșit de an, că vrea să facă o mărturisire sinceră înaintea Domnului și să primească îndurare și iertare. Dumnezeu se pricepe la iertări, la restaurări, la restabiliri. V-aș dori în anul viitor să atingeți o stare plăcută Domnului, o desăvârșire care va face cinste înaintea Domnului. Dar pentru asta apropiați-vă de Scripturi, de părtășie, de rugăciune, de post. Închideți contul de pe Facebook. Numai dar chiar trebuie profesional, dar fără poze. Lăsați like-urile să le dea Dumnezeu. Căutați ce îi place Lui. Și dacă e vorba de așteptări, să doriți ceva sacru. Și dacă vrea Domnul să fie și frumusețe, hai să vă spun ceva. Știți cum e cu frumusețe? Ce spune că un rege undeva prin Persia, cu anumitul, a auzit că un sus al lui moare de necaz că un tată nu vrea să-i dea o fată. Și regele cheamă fata o fată, se uită la ea și îl cheamă apoi pe și spune, măi, auzi, îți dau eu o fete pe ales mai frumoasă. Aia nu-i frumoasă. Și răspune, când o să vezi că mi-a dat cu ochii mei, atunci o să știi dacă e frumoasă sau nu-i frumoasă. Oamenii buni, fetele credincioase, sunt frumoase, că au seninătate. Dar una firească, e frumoasă numai când îi faci poze. Dar în rest, când strigă, o să vezi cu ce gură mare are, zici, băi, dar urâtă fața. Așa când o să-i sclipească ochii și nu știi că e sinceră sau nu sinceră. Zici, oh, și ochi de viperă. Și tu ai crezut că-s frumoși. Și cu ochi buni la fel. Și dacă nu-i bogat acum. Soția mea a fost mai bogată. Când ne-am la colonie, m-a dus ea cu aro, ea avea și permis și mașină. Eu m-am dus la peții cu bicicleta. Aveam doar liceu atunci. După ce m-am căsătorit, am mai făcut 12 ani de școală. Cât și înainte.
La început spunea unii, a, el este inferior. E așa cum e mai sus ca mine. Este o scumpă. Dar, chiar dacă la început n-am avut, Dumnezeu ne-a dat mai mult decât ne-am gândit. Poate când ești afară să vedeți ce o mașină arată, te rog, arată. Am avut un Golf 4 înainte, un Golf 5. Am pus în aproape 500.000 de kilometri, că lucrând în misiune și mi spunea, băi, ți-a cărnat mașina pe toate satele. Și a fost plecat cu soția undeva într-o țară în Europa și vine o soră, singură, evlavioasă, fără copii, fără... Spune, frate, mi s-a defectat mașina acolo, ție-ți trebuie o mașină mai bună, uite, eu îți dau bani să-ți cumpere alta. Un Passat, 4x4, 1200 de mii kilometri la bord, fără niciun leu. Că dacă Dumnezeu a vrut că vrea să mai mă duc în misiune, uite când s-a terminat o mașină, mi-a dat alta. Dumnezeu ne-a dat, avem și casă. Și când îți dă Dumnezeu avere, ți-o dă fără stres. Când ți-o dă că vrei neapărat, ți-o dă cu ispite și pofte nesăbuite. Și nu o să te poți bucura de ele, o să fii oameni nefericiți lângă lucruri frumoase. Dar am putut duce misiune și cu Golful acela. Pot să mă duc și cu asta, când ne întâlnim, ne întâlnim cu drag, că valorile sfinte nu se pot compara cu cele trecătoare. Dumnezeu să vă dea pricepere. Și închei cu trei versete din Proverbe. Vă spuneam înainte, jubilam oricum cu termenul ăsta de neprihănire. Scrie în Proverbe, capitolul 10. Versetul 28. Așteptarea celor neprihăniți. Nu va fi decât bucurie. Țineți minte. Dar nădejdea celor răi va pieri. 11:7. La moartea celui rău pierde nădejdea. Și așteptarea oamenilor nelejuiți este nimicit. Foarte important. Îmi spunea o soră. Am rămas fată până la 29 de ani. Și ziceau alte fete, tu n-ai fost temărit, că tu numai atâta știi merge la adunare, la servici acasă. Pe rețele de socializare nu te-ai expus, în tabere nu prea te duci. Vezi cum ți-au trecut ani. Și ea a zis, dar n-au trecut în zadar, am avut o tinerețe între ani. M-am bucurat de părtășie cu Domnul, zliniștit. Și dacă vrea Domnul să mă mărit, o să-l trimite un băiat, cum citesc din cuvintele ea, și dacă îl trimite pe hor, pe coșul de la tot acolo. Și când am plinit, în urmă peste 29 de ani, un băiat din trei județe mai încolo, s-a dus într-o biserică vecină și Domnul pune pe inima oslujitor și spune, la băiatul ăsta, faci cunoștință cu fata așa. El se duce la ea și cum a spus ca un băiat, serios, și a spus, am plinit de căsătorie. Ea se uită la el și spune, după cum văd eu ești mai tânăr. Eu n-am cum să ascund, am 29 de ani. El zâmbește și zice, și eu am tot 29, am stat destul hai pe istorie. Și spunea sora asta, am avut o tinerețe frumoasă și acum am o căsnicie frumoasă. Am fost la ordinare soțului ei lucrat. Dar în schimb, știu și alte tragedii. Oameni pe care aș vrea să-i ajut. Dar la unii rețeta e foarte grea, care trebuie să-i pe doamne. Îmi vine în minte cazul unei surori, m-a sunat, nu-l cunosc. Zis, frate, m-am măritat cu un băiat care știa în fifirez. Dar m-a rugat, Domnule, Doamne, pot să mă mărit cu el? Și mi-a zis, ce v-a zis? Și Domnule, da, dacă te vei lupta, îl vei cuceri. Și eu am crezut că în câteva luni îl cuceresc. Sunt 5 ani și nu se văd semn. Vă înhămați? S-a spus. Bunul Dumnezeu să vă dea durare și să vă ajute. Amin. Amin.